Corpul nostru este format din celule și din două fluide, sângele și limfa. Sângele joacă rolul de firmă de catering, adică aduce la celule mâncare, hrănește celulele. Limfa curăță ceea ce celulele elimină în urma consumării hranei aduse de sânge. Polipii și amigdalele sau adenoidele și amigdalele sunt organe ale sistemului limfatic. Tot ce intră în corpul nostru și nu îi este folositor și amenință să îl distrugă, este adunat de limfă și eliminat prin rinichi. Deci rinichii sunt un organ de eliminare foarte important. Cumva în mentalul colectiv există ideea că aceste organe, că sunt organe, cumva ne încurcă, pentru că la un moment dat s-ar putea să ne creeze probleme. Și mai mult decât atât, suntem făcuți să credem că ori e mai bine să le extirpăm ca să scăpăm de o problemă, ori ne raportăm la ele cu frică, știți? Adică, mamă, să nu faci polipi, să nu ți se inflameze amigdalele, să ajungi să-ți scoți amigdalele. Dar nouă ne teamă să le scoatem de durere, de frica operației, de trauma respectivă. Însă dacă am ști care sunt cu adevărat consecințele prea repede renunțării la aceste organe esențiale ale sistemului imunitar, ne-am gândit de două ori și nu ne-am mai lăsat paralizați de frică de medicii care încearcă să facă acest lucru. Deci, când noi avem un organ care nu mai funcționează bine, întrebarea nu este dacă să mă operez sau să nu mă operez. Întrebarea este ce anume face acel organ să nu funcționeze bine.